Expoziția națională chinologică organizată de Asociația Chinologică Suceava în parteneriat cu Shopping City, Belcando și Camera de Comerț și Industrie a avut loc sâmbătă și duminică în parcarea Shopping City. Expoziția concurs a reunit 269 de câini sâmbătă și 273 de câini duminică din 55 de rase aduși de crescători din toată țara. Marea participare, adică cea mai numeroasă, a fost din celelalte județe, sigur. Și ne mândrim cu asta. Pot să spun că am avut câini din București, Cluj-Napoca, Bihor, Teleorman, Constanța, Buzău, Iași, bineînțeles, Botoșani, Neamț. Au avut o anvergură națională cele două evenimente, cu atât mai mult cu cât corpul de arbitri a fost unul foarte profesionist, care a atras prin valoarea sa exemplare foarte, foarte bune, în condițiile în care trebuie spus că sâmbătă a fost o expoziție la Mediaș de același tip. Cea mai importantă categorie din concurs Best in Show a fost câștigată în expoziția de sâmbătă de un exemplar de ciobănesc românesc aflat în proprietatea lui Gheorghe Bălan din Piatra Neamț, iar în expoziția de duminică 1 aprilie de un exemplar de mastif tibetan achiziționat de la o canisă de renume din Estonia aflat în proprietatea lui Ciprian Togan din Livezeni, Mureș. În ciuda vremii capricioase, cu vânt, temperaturi scăzute și chiar ninsoare, expoziția a reușit să atragă peste 20.000 de vizitatori în cele două zile.